Da, fraților, tema de astăzi se numește Scoateți. Vă știți că noi avem așa, la Leighton avem niște denumiri tare, tare interesante la teme. Scoateți creierul din safe. Și uite, am pus un safe aici. Scoateți creierul din safe. Tema de azi. Ok, ce fel de temă e asta? Despre ce tema asta vrea să spun? Hai deodată să deschidem la Eclesiast capitolul 10, versetul 2 și 3. Eu cred că numai ceea ce am pus aici, ți deja ți-o spus toată tema, dar noi o să vorbim detalii. Eclesiast 10, capitolul 10, versetul 2 și 3. Nimeni să nu zâmbească când citim asta, nici n-ai voie să zâmbești. Nu, zâmbește, nu te teme. Spune așa, inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. De ce lui mintea îi lipsește, fraților? Dați-mi, vă rog, răspuns după ceea ce vedeți în față. Pentru că mintea lui nu e aici, dar unde? În safe, el a pus un safe, să o păstreze. Da? Și el folosește numai craniu. De atâta desuori tu vezi oameni care când îți dau un răspuns la întrebare, tu deodată vezi că omul ăsta folosește numai craniu. Cineva gândește în locul lui. La unii gândesc nevasta în locul lor. Sau soț în locul nevestei. Ei gândesc. De exemplu, Gheorghe, ce părere ai despre versetul ăsta? O soră a avut descoperire. Băi, stop! Lasă-o tu pe soră cu descoperirea. Tu ce părere ai tu? Creierul tău e la tine sau e la soră în buzunar? Unde e creierul tău? Tu ce părere ai? Am vorbit cu frații și frații cred. Stop! Frații nu ce frații cred. Tu ce părere ai? Unde e creierul tău? Tu trebuie să te folosești de creierul tău. Iisus ne-a dat creier, nu? Dumnezeu ne-a creat cu... Ne-a creat cu creier. Știți, inima nebunului stă... Cum spun? Inima nebunului stă la stânga lui. Acum, poate mulți o să mă creadă, că sunt nebun, că am pus creierul acolo, ca și cum. Stă la stânga mea. Da, sunt nebun pentru Hristos. Știți, foarte mulți oameni care nu folosesc creierul, ei se gândesc așa. Ei se uită la robinet și vă rog să vă gândiți spiritual la ceea ce spun, poate îți schimbă undeva în creierul tău gândirea. Tu știi că inima gândește. Biblia spune de multe ori, s-a gândit în inima lui. Ați întâlnit vreodată versete? S-a gândit în inima lui. Tu nu te gândești numai cu creierul. Tu tot ce gândești de aici, tot ce ți-ai pe gură, tu de mult ai avut aici. E drept sau nu? Tu întâi le-ai copt aici și după asta plăcintă au ieșit de pe gură afară. Pentru că tu le-ai copt în inima ta, te-ai gândit. Înțelegi? Fii atent. De exemplu, nebunul, omul care nu folosește creierul, el se uită la robinetul lui, da? Curge apă. Și-a turnat, a băut un pahar, se duce și vede o hidrocentrală mare cu apă și zice, ce-i cu prostuții ăștia? Ce le trebuie lor hidrocentrala asta? Eu mă duc acasă și am apă. El nu înțelege cât apa la el în robinet vine din hidrocentrală. El vede 10 mașini cu asfalt, nebunul, omul prostuț, care nu vrea să gândească, nu vrea să folosească creierul. Și el zice, ce cu mirosul ăsta, ăștia murdari de negru, cui trebuie asfaltul ăsta? Dar eu mi-am luat bicicleta și merg pe drum. Fără să înțeleagă că... Fără mașinile alea de asfalt, drumul nu se face. E drept? Acum inima și mintea lui e in safe. Eu vreau să... Măcar la unul, dacă este unul azi care stă cu creierul în safe, măcar o bucată de creier să iasă afară, măcar o bucățic să înceapă a gândi. E ca așa, o bucățic. Măcar o bucată. Bun. Știți, desuori noi încercăm să schimbăm faptele la oameni, acțiunile la oameni. Noi deseori le spunem la oameni, și voi să fiți de acord cu mine, nu fuma.
Și el fumează? Fumează și mai departe. Nu bea. El ce, nu mai bea sau ce? Nu, știți ce se întâmplă? El va bea și va fuma. Ține minte un lucru. Pentru că el, la el lucrurile astea nu s-au schimbat de aici. El de fața ta ascunde țigara, da? Mulți oameni se întâlnesc cu mine și se frig în palmă. Știi, ascund țigara. Și eu zic, atent măi, că-ți pârlești mâna, măi. Mă, ce cu tine? Zic, nu, îți dai seama, sticlă pe acolo ascuns. Și deseori, fiți atenți, nu faceți niciodată greșeala asta, să vii la om să-l judici deodată, alcoolistule, bețivule, curvarule. Tu nu îi schimbi lui faptele, tu n-ai nicio putere, până când nu se vor schimba în creierul lui ceva. Așa e sau nu? Când în creierul lui se schimbă ceva, adică când el își scoate creierul din safe, atunci și faptele lui se schimbă. E drept? Când omul zice, când curvarul se ridică, zice, opa, stop, Iisuse, da, eu sunt de acord, am făcut aiurea, da, am procedat greșit. Când el recunoaște aici, adică aici, în creier, în timpul ăsta din safe, se iese creierul ăla bun și se pune în cap la om, da, și omul zice, da, Iisus, recunosc. Deodată, cum omul recunoscut, deodată, faptele lui sunt altele. Amin? Deodată sunt altele. De ce noi vedem în ziua de azi curvari, bandiți, schimbați, oameni care erau gunoaie schimbați? De ce? Pentru că întâi la ei s-a schimbat ce? Mintea tot vine de aici. Și apoi se schimbă și aici. Și apoi se schimbă multe. Știi, de atâta nu încerca să schimbi faptele la un alcoolist. Ajută-l să-și schimbi gândire. Ajută-l să-și schimbi gândire. Cum să-l ajuți? Ascultă, apropie-te de alcoolist. Fără să-l judeci. Tu trebuie să ai răbdare, să poți să stai cu el, chiar dacă el e cu țigara în mână și cu băutura. Iubește-l, stai lângă el frumos. Și el o să zic, tu nu-mi dai voie să beau? Dar n-am eu treabă, bei tu sau nu bei. Eu vreau să vorbesc cu tine. Și tu îl povestești pe Hristos. Și în timpul ăla, la el în cap, s-o rup ceva și el singur le lasă. De atâta noi îl predicăm pe Hristos și el răstignit. Dar Hristos îi eliberează pe oameni, nu noi. Amin? Cu bita de baseball. Nu mai bea, nu mai bea, nu curvi. Nu lucrează mai așa, el mai tare îți duc și o să fac. Tu apropii-te cu dragoste, spune, uite, Hristos spune așa, așa, și când te uiți la un pac, s-o rup, pac, s-o rup, creierul. Și-a scos din safe. Diavolul e acela care vrea să-ți bage creierul în safe. Să gândești numai cu craniu. De atâta oamenii nu scapă de băutură, nu scapă de diferite prostii, frică, diferite nebunii. Ei nu scapă. Pentru că ei au lăsat creierul în safe. Știți, hai să vorbim așa despre pocăință, da? Cum credeți? Pocăința. Când se pocăiește omul? Întâi în creierul lui s-a întâmplat ceva și apoi el se pocăiește. Sau întâi el se pocăiește și apoi se întâmplă ceva în creier. Cum credeți? În urma auzirii cuvântului. El a auzit cuvântul. Cuvântul i-a intrat în creier. După ce i-a intrat cuvântul în creier, omul a înțeles. Wow! I-a străpuns și inima. Omul a înțeles. Wow! Gata! Nu mai este nevoie să vină cineva să-l convingă, nu mai bea, nu mai fuma. Gata, cuvântul l-a străpuns. Omul ăsta, deja e om nou, de atâta spune că cine este în Hristos. Este o făptură nouă. El l-a primit pe Hristos. Gata. E drept? Da, începutul înțelepciunii e frica de Domnul. Dar până atunci, ce n-ai spune tu? E ca nuca de perete. El se uită la tine și nu te vede. Ați avut vreodată așa? Bărbații au cel mai des asta. Se uită, dar nu văd soția. Soția îi spune, ai fost? Și el, unde? Ai zis că ai fost. Unde? Da, am fost. Unde? Parcă ai zis că n-ai fost. Am fost. Lasă-mă în pace. N-am fost. Ai fost. Omul care nu-i schimbat creierul aici, nu l-a scos creierul din safe și l-a lăsat vin aici, tot ce nu îi spune lui, ca nuca de perete. Iată, dar nu îți pierde timpul.
Să-l tragi pe om de urechi, schimbă-te. Nu. Tu vină, stai lângă el și povestește despre Hristos. Și dacă Fiul vă face slobos, cu adevărat veți fi slobos. Nu Gheorghe, dar Fiul, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, să vă facă slobos. Amin? Amin. Așa că omul întâi crede și apoi, după ce s-a schimbat aici, s-a scos creierul din seif, satanul îi pare rău, dar el dă creierul înapoi. Omul ia și atunci omul se pocăiește, da. Mulți care zic că se pocăiesc fals, ei se pocăiesc fals, dar creierul tot în seif stă și îmblă toată viața, 10 ani prin biserică, cu seiful după el. Gheorghe, unde e creierul tău? Frate, Gheorghe, frate, zice, în seif. Eu vin la biserică, dar cu creierul în seif. Eu îl păstrez acolo, să fii curat. Știi că a noștri păstrează tare. Mergem mai departe, știi? Numai voi să-mi spuneți dacă eu spun drept sau nu. Hai să deschidem, înainte de a deschide, haina de pe tine e rezultatul la ce gândești tu. E drept? Haina de pe tine e rezultatul ce ai tu în creier. Sau dacă ai ceva, sau dacă n-ai. Când vezi pe cineva, da? Simplu, simplu, cu jumătate de piept afară, da? Tu deodată ai înțeles că creierul lui, unde? Safe. Și ea zici, dar eu treaba mea cum îl laud pe Domnul, eu treaba mea. Zici, ok, treaba ta cu safe-ul tău. Ok? Sau, spune-mi tu sincer, uite, dacă cineva ți aduce acum ție un covor cu cui în el și zice, asta o să fie la tine la bucătărie, tu îi spui, dar eu nu vreau. Nu vreau. Acum nu mai vorbim la o femeie, dacă ea vrea roșu și tu îi aduci verde, nu merge. Bărbatul zice, ce importanță are? E roșu vreau, verde vreau. Nu, dar n-are nicio importanță. Înțelegi? Deci tu, tot ce ai tu pe tine e pentru că tu ai ales. Tu vrei să ai asta. Ai drept sau nu? Tu vrei să ai asta. Așa e. Așa că hai să deschidem întâi să vedem că este important ca Domnul să-L trezească mintea la oameni. Și este important ca noi să-L lăsăm pe Domnul prin noi să schimbi mintea la oameni, nu faptele, mintea și faptele o să se schimbi singuri de la ele. Hai să deschidem împreună la 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 și 2. 2 Petru, capitolul 3, versetul 1 și 2. Deschideți repede Biblie, azi o să învățăm vreo 3 ore o să stăm. Amin. Și vreo 40 de versete trebuie să le învățăm, 15 de rost. Cine a venit prima dată, deodată poate să stea, mă. 2 Petru 3, 1 cu 2. Așa. Ascultați. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 la 2. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Amin? Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Amin? Ce caută Petru să facă? Să trezească mintea. Ascultă, mintea e motorul tău. V-ați văzut un om care n-are minte, de exemplu bolnav psihic, da? 50 de ani are și el cu limba afară. Am văzut, el e bolnav. Tu poți să-i spui lui omul ăla că el e mort. El aproape e mort. El nu gândește deloc. Motorul e mort. Când mintea e moartă, când motorul e mort la o mașină, degeaba vii să-i schimbi roțile. Înțelegi ce spun? Petru nu vine și schimbă roțile la frați. Petru vine și spune, vreau să vă trezesc ce? Mintea, mintea. Câteodată vezi câte un om așa mic, 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 slab, dar o minte de aici până în genunchi. Tot numai minte. Oh, și ce lucrează mintea lui. Și ce fapt împrejurul lui. Și câteodată vezi, da? Tot numai oase și craniu acolo. Nici o minte, tot în safe. Fii atent. Să vă spun cum lucrează mintea. 30 de ani, omul, o mers în Dacia, în mașină Dacia. Știți Dacia din aia veche? Cum se numește? Dacia? Dacia 1300. Fier, da? Fier și fier. Și el în ea, duc, prin sate, prin orașe, la el totdeauna e fier. Și în mintea lui,
Mașină ca Dacia, aduceți-vă aminte de vremurile comuniste, nu există. Ca Dacia nu există. Vreo altă mașină nici nu intra în țară. Numai Dacia prin țară. Și acum tu te apropii de omul ăsta care în mintea lui, deci mintea lui în safe, numai craniul lucrează, și tu îi spui, ascultă, este mașină mai bună ca Dacia, care merge cu viteză. El ce o să spună? Du-te de aici, nu există. Dacia cea mai bună. Cât nu îi spune tu lui despre Mercedes, el nu o să te creadă. Ce trebuie să faci tu cu el? Să-l urci odată într-un Mercedes și eu vă spun ce o să se întâmple. El după ce se urcă, aruncă Dacia la gunoi. Dacia e 1300. Decât să stai 30 de ani, să te stărui să-i schimbi Dacia lui, degeaba stai și îți pierzi timpul. Tu trebuie să ajuți să schimbi aici. Pune-l odată în Mercedes. Să merg 100 de metri și o să zic, nu mai vreau. Sau altceva închipuiți. De ce el a lăsat Dacia? S-a schimbat Dacia? Nu, s-a schimbat creierul la el. Sau altceva, pâsle, da, pe timpul comunismului, șamu. Pâsle, știți pâsle? Încălțăminte din aia de iarnă. Toți îmblau în pâsle, da, înainte am auzit și la dansuri. Bunei mergeau în pâsle, da, pe bunicile noastre își făceau cunoștință acolo cu ele și toți în pâsle. Și mergeau și mergeau. Și vii tu și le spui, ascultă, există încălțăminte franceză, care nici nu o simți pe picior. Nu există așa ceva. De ce el nu crede? Pentru că la el în cap, ce-i la el în cap? Pâsle și Dacia. Lui tu nu să-i scoți pâslele alea din cap niciodată, până nu-i dai o pereche de cizme italieni. Eu vă spun, creierul e ceva tare interesant. Tare interesant. Pietru de atât a înțeles treaba asta cu creierul și a zis, fraților, cauți, vă trezeți mintea. Minte! Minte! Așa, după ce a încercat ceva, o încălțăminte italiană, spaniolă, franceză, el nu mai vrea la pâsle. Încă ceva, poate o să suni hazliu, nu-i nimic, râde, zâmbește, principalul tu să înțelegi tema. Înainte, pe timpul bunicilor noastre, și până nu de mult, 20 de ani urmă, toți ce era la modă ca să te speli? Săpunul de picioare. Țineți minte, săpunul de picioare. Înainte săpunul de picioare era la mod. Cel mai tare, săpunul de picioare. Peste tot pe unde mergeai, mirosea săpun de picioare. Săpun. Și când tu vii și îi spui cuiva, auzi? Este ceva mai bun ca săpunul ăsta de picioare. Nu există. Nu există. De ce? Pentru că în mintea lui, săpun de picioare, pâsle, și Dacia. Ok? Și tu când iei și îi dai un gel de duș și s-o dat odată, se uită la săpunul ăla și nu mai vrea să spele cu din ăla. Minte. Săpunul s-a schimbat? Nu. Ce s-a schimbat? Minte. Mintea s-a schimbat. Cum adică s-a schimbat? E ca așa. O lua creierul din safe și l-a pus înapoi să lucreze. Da. Hai să deschidem împreună la Romani capitolul 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Amin. Ce înseamnă făptură nouă în Hristos? O rupt din cap tot ce a fost întărit, Dacia, pâsle, săpun de picioare. Și mulți așa și-au făcut în capul lor păreri greșite despre Dumnezeu. Da, și voi știți, toată România, Moldova, Rusia, țările sunt pline de păreri greșite despre Dumnezeu. Ei cred că Dumnezeu stă într-o iconiță. E drept? Îți dai seama, tu dacă iei icoana și el plânge, el fugi de urmă. De ce? Pentru că la dânsul minte nu-i schimbat. El e gata să te taie pentru iconița și el. De ce? Pentru că mintea lui nu-i schimbat. Nu s-a produs încă pocăință, schimbarea minții. E drept? De atâta stărăte când te apropii de așa un om să-l iubești.
Ca să-i schimbi mintea și eu dat. Da, spune așa, să vă prefaceți prin înnoirea minții ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Acum spune-mi, te rog, dacă omul nu s-a urcat vreodată în Mercedes, el o să înțeleagă că Dacia e mașină rea sau nu? Nu, pentru el e cea mai bună. Dar când el s-a urcat în Mercedes, mintea lui s-a înnoit. El zice, oh, da, într-adevăr. Exact textul ăsta spune, dacă mintea ta nu e nouă, tu n-ai cum să observi duhovnicește, să te uiți la lucruri. Pentru că mintea ta e veche. În ea, mintea miroasă, a să pun de picioare. Tu trebuie să te înnoiești, trebuie să ai o înnoire a minței. Vă dau un exemplu cum mai sună asta. Omul care are creierul pe capul lui și omul care îl ține în safe. Ține creierul în safe. De exemplu, omul care nu pregândește și nu-i cu mintea înnoită, nu-l are pe Hristos, vine la el un oricare învățător sau predicator și începe sofisticat să vorbească. Fraților, sub avertizarea suprapunerilor care contrapun intercepțiile guvernamentale a contradicțiilor care intervin și care are mintea în safe, știi ce spune? Ce deștept! Asta da, deștept! Dar cine are mintea pe cap, spune? Auzi? Ia mai repet o dată, ce vreau să spui? Spune concret ce vreau să spui, că eu... Asta spune numai un om care are mintea în cap, care nu o ține în safe. Așa e sau nu? Mie îmi place cel mai mult, știți, multi băbuți. Mie mi-e milă de ele, băbuți cu moșnigei. Stau acolo în sat, vine cineva de la oraș, când le spune sub intervalurile care suprapun intervențiile și ele se uită, a, deștept. Da, deștept. Are facultate. Asta deștept. Cineva care are minte zice, e loc pe scaun mai repede. Dă-i voi lui Gruie să spui trei cuvinte, înțeles. Așa, am spus drept sau nu? Spun drept. Știți, voi să fiți de acord cu mine. Gândurile noastre, mintea noastră, uneori ne pune, gândurile noastre greșite, ne pun bețe în roate. E drept sau nu? De exemplu, tu vrei să faci un lucru pentru Hristos. Hai un simplu, pentru tine. Nevasta zice, vreau dulap. Ok, simplu, vreau dulap. Și tu deodată, okay, cumpărăm dulap, nu ne ajungi de mașină. Și tu, până la urmă, nici dulap, nici mașină n-ai, știi? Pentru că tu, gândurile tale, fricoase, s-o pus aici, stai totdeauna, tu te temi. O, prelungire la tema de ieri, tu te temi. E drept că gândurile tale câteodată îți pun bieț în roate și tu nu poți să mergi mai înainte. Eu vă spun acum, am fost cu Sasha și stăteam în fața la metrou și vorbeam cu un musulman. Și eu îi spuneam lui musulman că Iisus Hristos e Domnul. Sasha nu știe niciun cuvânt în limba engleză, știe câteva. Dar când eu vorbeam, asta îmi place la frață, când eu vorbeam zic, Jesus Christ, spuneam, Iisus e Domnul. Dar Sasha, yes, 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 yes. Musulmanul spune ceva cu barba lui, știi, spunea, da, Sasha, no. Nu, dar m-a încurajat. Asta printre altele, m-a încurajat. Musulmanul ăla, Sasha nu știa, dar musulmanul îmi spunea mie că el dacă vrea poate să mă taie pe mine. Îmi spunea azi dacă vreau eu te tai. Stai gâtul aici. Pentru că tu nu crezi în Muhammed. Așa mi-a spus. Eu zic, ascultă, fii atent ce religie ai tu. Tu ai așa un Dumnezeu pe care tu trebuie să-L păzești. Tu îți dai seama ce Dumnezeu ai tu, că tu trebuie să-L păzești, să nu-L supere cineva. Dar am eu Dumnezeu, El mă păzește pe mine. Știi? Și ce am vrut să spun prin asta?
Acum tu, auzind mărturii, că lui fratele Dumitru, musulmanul, i-a zis că-i tai gâtul, lui Ilie tot i-a spus așa, la mai mulți lui Ionel i-a spus așa, noi care vestim Evanghelia, trecem prin astea. Acum tu auzi și deodată vin niște gânduri la tine și spun așa, pune-ți repede mintea în safe, teme-te, pentru că ei poți să stai gâtul, rămâne soția frumoasă cu 3 copii, 5 copii, ce cu tine? Și deodată la tine s-a blocat și gândurile tale, mintea ta nu-ți dă voie să gândești, pentru că ești un fricos. Dacă ai fi curajos, spui Iisuse, știți ce faci curajos? Curajosul înțelege în mintea lui, el înțelege ce vrea Domnul și îl spune stop. Și am întâlnit mulți oameni de ăștia. El vine și spune destul. 35 de ani am ținut mintea numai aici. El vine, o ieși și spune gata Iisus, nu mă tem, mă duc și fac voia ta. O pus mintea la loc și tu poți să-l vezi că el are mintea la loc. Da. Așa, cel mai greu lucru în viața asta, ține minte asta, cel mai greu lucru în viața asta este să-l ajuți pe om să scoată creierul din safe. Oh, greu să-l ajuți. Știi, și după ce-l ajuți, după ce iese creierul din safe și l-a pus la loc, creierul lui, la oamenii ăștia care noi mai numim grei de cap, ce se întâmplă? Spornește exact ca drujba care taie lemnele. Țineți minte drujba? Tu o pornești și ea... Abia spornește. Hai odată! Hai, Gheorghe, pornește! Fă ceva pentru Domn! Și el... Nu pot... Creierul în safe. Ține, Gheorghe, ascultă ce spune Hristos. Așa. Și îi mai dai odată. Și când te uiți, da, să o pornești. Zici, gata, Gheorghe. Gheorghe, păstrează, nu mai pune minte în safe. Gata. E drept sau nu? Așa e. Cel mai greu lucru este să-l ajuți pe om să scoată creierul din safe. Să se îmbrace în altceva. Să meargă în ospiții. Să ierte. Voi sunteți de acord? Câteodată trebuie să-l rogi pe un om atât de mult. Să meargă în ospiții. Simplu. Hai în ospiții. Nu mă duc. Nu pot. Mi-e rușine. Lui e rușine să meargă în ospiții. Are o alunică lângă buză. Înțelegi? Toți o să-i vadă alunică. Acum stără-te tu și spune că el e frumos cu tot cu alunică. E greu să-l miști de acolo. Eu vă spun, să schimbi creierul la un om. E o mare lucrare, e grea tare. Și numai când el dă voie, atunci iese din safe creierul și omul începe a gândi. Avem un exemplu. Apostolul Pavel. Merge Apostolul Pavel unde? În Galatia. Merge în bisericile Galatiei, se duce acolo, vestește Evanghelia. Fraților, Hristos e Domnul, Hristos e viu. Veneau frații, se pocăiau oamenii, se pocăiau surorile. Biserici se făceau în Galatia, acolo. Pavel zice, în sfârșit, Galatia, și-a scos creierul din safe. Pavel zice, bravo fraților, slăvit să fie Domnul, voi aveți creier în cap. Când încolo, fii atent și ține minte lucrul ăsta, învață-l pentru tine. Vin alți iudei, alți evrei, și știți ce fac? Vin și le spun la galateni, galatenilor, da, voi sunteți salvați, voi sunteți creștini, dar, eu înțeleg că voi v-ați pocăit prin credința în Iisus, dar trebuie să țineți sabatul. Și galatenii, trebuie să vă tăiați împrejur. Și galatenii, dar Pavel nu era acolo, înțelegi? Pavel l-a lăsat cu minte în cap, Pavel le-a zis, stop, nimeni nu-i salvat prin lege, toți suntem salvați prin har, prin credință, amin? Gata, Pavel zice, unul ține o zi, unul ține alta. Fraților, doar prin credință. Când încolo vine altul, dar voi nu țineți sabatul? Și când te uiți, creierul îi pleacă, luăm ce șor. Nu. Dar voi nu v-ați tăiat împrejur? Nu. Dar voi mâncați carne de porc? Nu. Dar voi nu vă îmbrăcați în haine evrești? Nu.
Și la urmă diavolul face, bravo. I-a pus creierul acolo, vine apostolul Pavel în Galatia. Când se uită toți tăiați împrejur, toți cu haine de evrei, toți acolo umblau cu diferite ritualuri, vine Pavel și știți cum îi numește? În original, știți cum sună? Cum sună? Galateni proști. Așa sună în original. Cine a putut să fure de la voi libertatea voastră în Hristos? Hai să citim. Că să nu zic cineva că sunt cuvintele mele. Citim. Deschidem împreună. Galateni 2:19. Hai să deschidem. Galateni 2:19. Ascultați. Apostolul Pavel tare s-a supărat pe ei. Pavel spune așa, căci eu, prin lege, am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și fiți, vă rog, atenți, ce le spune Pavel la galateni? Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Ai, știți ce făcea Pavel în timpul ăsta? Ei au băgat, cineva au venit și le-au băgat creierul în safe. Pavel vine înapoi și zice, fraților, dacă neprihănirea se capătă prin sabat, sau prin carne de porc, sau prin carne de vacă, atunci degeaba a murit Hristos, scoteți-mă creierul din seif. Degeaba a murit Hristos, fii atent mai departe, capitolul 3:1. O, galateni nechipzuiți! Pavel străduia să le schimbi, să le bage înapoi, să le scoată creierul, să le-l pui în cap. Spune, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos, care a răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. O întrebare puternică pentru toți care țin legea. Oh, pentru toți. Pentru cei mai mari adventiști. Și care-s cu legea? Deci toți care-s cu legea. Care țin legea. Noi prin lege. Cineva, un băiat dintr-o biserică adventistă, eu l-am întrebat. Tu dacă ajungi înaintea Domnului, ce să te întrebe Domnul? Ce ai făcut pentru mine? Sau ce fel de carne ai mâncat? Și el a zis, cred că și una și alta. Eu zic, acum închipui-ți tu. Adrian, îmi pare că îl cheam. Stă Iisus pe tron și te întreabă, ce fel de carne ai mâncat tu? Și tu spui, vacă, chicken, găină și un pic de iepuri. Du-te în iad. Deci mântuirea ta stă într-o bucată de cârnaț, de porc. Tu l-ai mâncat cârnațul, eu pierd mântuirea. Fii atent. Pavel i-a învățat libertatea în Hristos. Pavel l-a pus cu ajutorul Domnului creierul aici. Ăștia l-au luat și l-au băgat în safe, cu oamenii întotdeauna bag creierul în safe. Vine Pavel și înapoi, dar știi, înapoi. Pavel zice, băi, scoateți creierul din safe. Nu, galateni nechipzuiți. Ei nu înapoi îl băga. Și fii atent. Iată numai ce vreau să știu de la voi. Întrebare. Prin faptele legii ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței? Asta e tare. Prin faptele legii ați primit Duhul sau prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți. După ce ați început prin Duhul, acum vreți să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Pavel îi mustră, le scoate creierul din seif. Pavel le spune așa, în versetul 10, mai jos, uite. Căci toți, spun de, încă de două ori, toți, cei ce se bizuiesc pe faptele legii
sunt sub blestem. Tu n-ai cum să o împlinești legea. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în carte legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat. Căci cel neprihănit prin credință va trăi. Amin? Amin. Amin. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii. Amin? Și apostolul Pavel vine să le scoată asta din sef. Dar ei înapoi. Este un verset în Proverbi, capitolul 26 cu 11, spune așa. Spune că... Da, hai să deschidem mai bine, ca să nu spun acuși vreun cuvânt de la mine. Hai să deschidem. Proverbi 26 cu 11. Proverbi 26 cu 11. Exact așa au pățit galateni. Uite atent. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Știți toți versetul ăsta? Măi, dar tu ai vărsat, miroasă, fugi de acolo. Nu, el se duce și oamenii desuori așa îi vezi. Măi, dar mintea ta s-a înnoit, gata, fugi de acolo. Nu, se duce să vadă pe unii și ce-a făcut. Încă o dată se întoarce la curviile lui, la nebunile lui. Acum, mă bucur de un om, care mama lui e aici. Vreau să vorbesc de un frate, Marco. El e în, așa am uitat țara, Norvegia. Eu eram în centrul Londrei, la un restaurant rusesc. După ce m-am pocăit, încă 2 sau 3 ani, tot la restaurant lumesc, am cântat. Cântări despre Iisus. Da, acolo vineau toți lumești și eu cântam. Cineva mi-a zis, nu trebuie să stai acolo. Eu zic, da, unde tu vrei să-i caut pe cei pierduți? Prin biserică? Eu acolo trebuie să-i caut. Și acum eu, cântând în restaurant, fratele meu la Tobi, eu la chitară, în cap la noi era gândul ăsta. Cui să-i mai spunem despre Hristos? La care rus? Și s-a întâmplat așa că când mă uit peste drum de restaurantul nostru, stau 2. Dar era unul din ei, Marco, și altul, am uitat cum îl cheamă. Ok. Și încă un român. Stăteau așa. Și eu cu Ilie, când să mergem acasă, ne gândeam și vorbeam. Mai, cui să-i mai spunem, ce să facem? Ilie îi dădea CD-uri cu filmii creștini, Biblii dădeam acolo în restaurant. Asta e altă istorie, cu bossul, probleme. Ne-au dat afară, pe urmă publicul ne chema înapoi, noi vineam înapoi, iar ne lua, iar ne dădea. Și într-o seară când să mergem acasă, spune, îmi vine în mine așa, în tot trupul meu, du-te și vorbește cu cei doi. Știți, eu tare cercetez minunile, eu tare cercetez descoperirile, când cineva zice că eu descoperit, eu totdeauna cercetez, nu cumva... O mânca mieri muratic și o bău lapte și încep să aibă descoperiri de astea false. Eu cercetez tare descoperiri. Și mergând așa, simt în tot trupul meu, du-te și le spune lor. Și deodată mi-a venit în cap, cineva se roagă pentru ei. Eu sunt răspuns la rugăciunea cuiva acum. Și în centrul Londrei, la 3 din noapte, unde toți milionarii se duc, fug cu mașini de sute de mii, eu, un bulzeală de lume, acolo cei mei bogați veneau, unii Marco era. Și eu, printre toți, stelele făceau poze pe acolo, eu vin cu Ilie și spun, voi când vă întoarceți la Hristos? Și ei amândoi au rămas lemn, așa cum și deau, mușchioși, așa? Au rămas lemn la 3 din noapte. Cineva vine și ne spune, când îți pare că Dumnezeu nu mai există în locurile astea, vine cineva la 3 din noapte și spune, voi când vă pocăiți, vă întoarceți la Domnul. Și au rămas lemn. Am început vorba cu ei, am început, când mă uit, unul din ei îmi spune un verset, ăsta era Marcu. Și încă îmi spune, 2 Timotei 4, eu zic, stop, tu știi versete din Biblie? Și ălălalt spune, da, dă referință la Marcu, capitol. Și eu zic, stop, ce faceți, măi, voi... Voi sunteți din familie de pocăiți. Am strâns
așa un pic, știi, m-am strâns, zic, ce bătaie luați amuși de la noi? Cum mai? Domnul vă scos din safe și vă l-ați băgat înapoi. Și amuși cineva să roagă ca să vii cineva să vă scoată mintea din safe. Și Marcu îmi spune, și celălalt îmi spune, zice, Dumitru, nu mai faci nimic cu noi. Păi noi suntem pierduți. Și chiar unul, celălalt mi-a zis, nu Marc, celălalt, băi, gata, duceți-vă de aici, lăsați-ne în pace, gata, de ajuns, ne-a spus Hristos, gata. El era de la creștin după Evanghelie, Marco era la Pentecostal. Ne-a spus, gata, dar Marco asculta. Știi, și dar eu doar vorbeam Evanghelie, eu spun Hristos, una după alta spuneam. Și în timpul ăsta simțeam cum la Marco nu faptele se schimbau, dar în creier se schimba ceva și lui îi plăcea. Eu făceam doi pași încoace, Marcu se dădea după mine. Eu înapoi, Marcu după mine. Înțelegi? Lui îi plăcea. Pe urmă, Marcu vine cu ălălalt în restaurant unde noi cântam. Într-un restaurant unde sunt ruși. Ei s-au așezat amândoi mai încolo și eu cu Ilie de pe scenă. Știind că-i viu, pot învinge teama. Dar ei dădea de umeri, nu le vine să creadă. În restaurant rusesc, aud cântări despre Iisus. În centrul Londrei, unde sunt milionari vin. Și după asta Marcu dă-i la telefon noaptea. Mă suna, mergea cu mașina, mă suna. Dumitru, trebuie numai decât să vorbim. Eu hai. Și dă-i de la 1 din noapte până la 4. Stăteam sau până la 3, 2 ore. Câte 2 ore. El stai și dau mașina pe dreapta. Dă-i mașina pe dreapta. Și dă-i câte 2 ore. Și știți lucru care eu nu mă l-am observat cel mai tare? Că eu nu i-am spus lui nu mai curvi, nu mai fuma, nu mai bea. Eu i-am spus lui Evanghelia. Și la el în cap se rupeau lucrurile. Și când mă întâlneam cu el peste o lună sau peste o săptămână, îl vedeam tot mai schimbat, tot mai schimbat. Băi, Dumitru, m-am lăsat de aia. M-am lăsat și de aia la altă. Vine ca un copil și îmi spunea, măcar că mâinile lui se așa. M-am schimbat, și de aia, am scăpat, am scăpat. Și deodată mă gândeam, stop, la el se înnoiește mintea. Mintea lui se înnoiește. Și iar se întâlnea cu mine, iar cu un copil. Dumitru, uite ce spune Evanghelia, și acolo, și acolo. Iar se înnoia, se înnoia ceva. Nu l-am văzut 2 ani. Când mă duc la București, intru într-o biserică, Marcu sare ca un copil de pe scaun, dintr-o mie de oameni. Dumitru, vin cu... Ce-am vrut să spun? Ascult, ce-am vrut să spun, principalul lucru. Nu cumva să-l afirm pe Dumitru că el a schimbat mintea, nu! Dar vreau să spun că are putere cuvântul Evangheliei. Când tu vestești Evanghelia și fii atent, când o vestești la oameni care duc viață de bandit, sau duc viață de curvar, sau duc viață de om adâncit, vorbește-i curat cuvintele lui Hristos. Spune-i exact despre voia Domnului. Și cuvântul are putere să despartă carne de oasă și trupul de suflet. Amin? Tu știi câtă putere a pus Dumnezeu în tine? Tu poți să schimbi bandiți, mai. Tu poți să schimbi hoți. Eu spun, poți să faci multă putere. Și acum băiatul ăsta, Marco, din Norvegia, de acolo, mă sună și dă-i. N-am scăpat de el. El o să audă asta și pe YouTube. La 2 din noapte mă sună. Dumitru, eu zic, pace, dormi? Ei, ce să-i spun la 2 din noapte? Ce să-i spun? Nu, eu mă joc am cu cineva, mă joc cu fata mea. Eu zic, nu, zi, Marco. Și el de, băi, trebuie să-ți spun. Și mă uit la el, iar să produce înnoire a minții. Cuvântul Domnului are putere să înnoiască mintea. Și dă-i câte o oră cu Marco, două zi mă scol. Ei, dar mă bucur. Mă bucur că, ține minte un lucru, în tine stau cuvintele vieții veșnice, care le-a pus Hristos în tine. Tu numai dă drumul la creierul ăsta care ți-l-a dat Hristos, la gura asta care iese tot din creier și ți-l-a dat Hristos și spune și cuvântul va înnoi mintea la oameni. Mințile vor fi înnoite. Numai vorbești odată cuvântul. Amin? Trebuie totdeauna așa să facem. Așa, unii cred că Dumnezeu a plecat de la ei. Unii cred că Dumnezeu a plecat de la ei. Dacă tare e invers. Oamenii pleacă de la Dumnezeu. Dumnezeu a plecat de la mine. Eu zic, unde? Unde a plecat? Unde?
Cum poți spui că Dumnezeu a plecat? Cine a citit? Ionuț. Ionuț a citit. Unde să mă ascund de fața ta? În înaltul cerul, în adâncul pământului, n-am unde să mă ascund. Dumnezeu nu a plecat de la tine. Ce-a plecat de la tine, poate, e creierul. Creierul a plecat de la tine și acum, având craniul numai în tine, tu crezi că Dumnezeu a plecat? Nu! Adu-ți creierul înapoi și pune-l înapoi, aici. Și totul să fie bine. Restul Domnului să te curăță. Așa. Știi, ce e interesant este că când tu începi să ai o relație concret cu Dumnezeu, concret, da, concret, când mintea ta s-a înnoit, când tu ai pus pe picior o cizmă italiană și înțelegi cât e de ușoară ea, știți ce se întâmplă? Toate fabricile de pâsle o să fie împotriva ta. Știi de ce? Pentru că oamenii o să te vadă în cizme și o să întrebe, o să înnoiască mintea lor și o să zică, vreau și eu cizme. Dar fabrica de pâsle nu le dă voie să îmbli în cizme italiene. Înțelegi? De atâta, ție o să-ți declare război toate fabricile de cizme, de pâsle, de pâsle din astea bătrânești, da? Toți o zic că nu sunt frumoase cizmele, ce e cu asta? Pielea lucește, uite pâslele noastre, nu știi că e urs, că e încălțăminte, știi? Ții totdeauna o să-ți declare război, da? S-a făcut așa o... În America este o emisiune, îl ia pe om din drum, vagabond, și el murdar cu hainele lui și îl ia și îi schimbă, simplu, doar îi schimbă hainele. Îl dă cu parfum, îl tunde, îi dă ceva nou. Omul se uită în oglindă la el, merge pe drum și spune că 20% se mai întorc înapoi la hainele alea a lor murdare. Restul le-a plăcut. Deci tu înțelegi, tu trebuie să încalci odată o cizmă ca să scăpi de pâsle. Mintea, ok? Mintea, scoate-o din safe și folosește. Odată, ai citit cuvântul și te-o străpuns odată și asta ți-e de ajuns pe toată viața. Amin? Amin. Ține minte, tu totdeauna în casă la tine la bucătărie, ce faci? Mănânci ciorbă. Acum dacă eu să te întreb pe tine, când ultima dată tu ai mâncat ciorbă? Tu ai să-mi spui dat, așa, nu? Tu să zici, numai ciorbă mănânc, m-am săturat. Și pilaf câteodată. Și cartofi fierți. Eu dacă o să te întreb data, tu zici, nu ți-n minte? Da, dacă pe tine Regina Elizaveta te invită la o masă cu niște mâncare care zici că animalele alea zvii, zici că ciripesc la tine de pe masă și vorbesc. Tu îți ții minte, în primul rând, tu îți mănânci tot ce pe masă, pentru că vii numai în prima și ultima dată, și tu îți ții minte toată viața că ai fost la o masă frumoasă. Ține minte un lucru, până tu odată n-ai să încerci să-ți pui, să scoți creierul din safe, să-l pui în cap, să mergi liber ca un creștin, să vestești Evanghelia, să trăiești voia Domnului, pe tine nu o să te ajute nimic, până când tu nu o să deschizi asta. Și când tu ai să deschizi, tu ziua aceea o să-ți iei minte toată viața. Amin? Hai să deschidem împreună la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1 și 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Tesaloniceni. Așa. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă care, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Apostolul Pavel spune, atent, să nu vă lăsați clătinați în mintea voastră. Oamenii vin, știți ce se întâmplă cel mai des? Oamenii vin să-ți clatine mintea.
Ține minte un lucru, diavolul, da, Satan, el nu vine ca tare să-ți ia mașina sau casa, nu. Satan vine, el vrea să-ți clatine mintea, să te facă să te îndoiești. Vin la tine îndoieli câteodată, tu zici, oare o fi? Satan zice, bravo, n-o mai fi. Tu zici, stop, nici de vreo vorbă, nici de vreo nimic, eu nu mă las clătinat. Eu mintea mea, o țin întotdeauna aici. Și vine cineva și zice, Domnul, sunt mulți proroci mincinoși, da? Domnul a spus, omule, du-te pe acolo și treci în partea asta-altă. Și omul care nu cunoaște Scriptura zice, Domnul mi-a vorbit. Înțelegi? Care cunoaște Scriptura zice, stai, cum, ce-a vorbit Domnul? Ia mai spune odată. Și începe a scrie. O vorbit, că așa, a treilea cuvânt, ce a spus Domnul a treilea? A patrulea cuvânt, Domnul a spus, așa. Și ăla se uită, prorocul fals zice, asta are minte în cap, cunoaște Scriptura, fugi de la el. Și când te uiți, nu, la nimeni, nu se mai prorocește niciodată ție, pentru că tu ai minte în cap. Dar cine e prostuț, fiecare zi îi prorocește minciuni. Ține minte un lucru, nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi. Auzi, ai mai minte în cap, mai, minte în cap, ok? Bun. Ține minte un lucru, știi cum mai lucrează creierul tău? Tu totdeauna compari tot ce ai văzut, tot ce ai văzut în viața ta, tu compari cu ceva mai bun. Și apoi, după ce ai văzut ceva mai bun decât bun, tu compari toate bunurile cu ce ai văzut mai bun. Înțelegi? Eu am zis greu? N-am zis greu. Dacă tu îl ai pe Hristos în mintea ta, în creierul tău, și tu nu ții creierul acolo, îl ai pe Hristos, tu tot vei compara cu Hristos. Tu tot vei spune, stop, ăștia au venit la mine, mi-au propus ce ar face Hristos. Pentru că creierul tău lucrează. Dar un creier care stă în safe, vin și îl mint fiecare cum vrea. De atâta, să fim foarte atenți cu asta. De atâta, fraților, ați deschidem numai decât Efeseni, capitolul 5 cu 17. Efeseni 5 cu 17. Și o să ne uităm ce spune cuvântul Domnului, foarte puternic. 5 cu 17. Efes. Efeseni. Cuvântul Domnului spune așa. De ce? Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care e voia Lui. Amin? Amin. Când tu nu l-ai pe Hristos ca exemplu, tu stai, vine oricare și zice, trebuie asta de făcut. Trebuie, trebuie. Fără să cercetezi lucrurile. Și când te uiți, merg ca vacile, știi? Știi vaca numai ce vede? Fundul la alt vacă, știi? El n-are creier în cap al lui. El pe lui nu-l are, al lui e în safe. Trebuie să facem asta. Și el nu cercetează, e scris, nu e scris. Trebuie. Înțelegi? Scoate creierul din safe. Trebuie de făcut. Dar fie, spune așa Apostolul Pavel, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care e voia Domnului. Ca să înțelegi voia Domnului, trebuie să ai creierul în cap. A tău trebuie să-l ai, nu al lui păstor. Nici al lui fratele de alături, dar pe a tău trebuie să-l ai, personal, creierul tău personal. De unde tu vorbești? Din creierul meu. Ok? Așa trebuie să vorbești. Un lucru. Știi, dă-i voie lui Dumnezeu să-ți scoată creierul din safe. Spune, Doamne, așa am procedat aiurea, așa am greșit. Ai avut vreodată în viață să spui o vorbă și după asta toți, după ce tu ai spus-o, și nevasta și toți, care-s la masă acolo cu tine. Știi? Ce vorbă proastă a zis. Și tu observi lucrul ăsta, că ai zis aiurea,
Dar ca să acoperi lucrurile, tot e bine. Repede ieșit afară, ai pus mâna pe farfurie. Eu am trecut prin asta, eu zic prin ce am trecut. Ascultă, nu te ține tare, nu-i veni înapoi cu ligheanele, ca și cum tu n-ai zis o vorbă proastă. Nu, tu du-te în grădină, ieși undeva, zici, Iisuse, nu vreau să intre creierul înapoi în safe. Vreau să vorbesc înțelept. Iisuse, vreau să am creierul în cap. Te rog. Amin? Sau de multe ori e procedat ca un om care n-are minte. Tu te-și pocăiești, spune Iisuse, ai, soții și cu soțiile știu despre ce eu vorbesc. Se întâmplă asta în familie, la toți. La toți. E drept sau nu? Pur și simplu recunoaște, am un care e mai mândru, stai și zic, la mine nu. La tine se întâmplă poate mai tare ca la toți. La mine nu. A, tu ești necăsătorit, ok. Tu ai scăpat de asta. Până când? Pur și simplu recunoaște, zic, Doamne, eliberează-mă. Fraților, fii același, fii natural. Exact cum ești în fața nevestei, cum ești în fața copiilor, folosește același creier, așa fii și în biserică, fii natural. Acum, cum am țipat la nevasta mea, cum am strigat, strig și în biserică? A, dar tu strigi. Fii natural, stăruite să fii acasă ca în biserică. Amin? Amin. Amin. Și creierul tău se întrenează dacă tu îl folosești așa. Așa e. Tu îi spui lui nevasta ta cuvinte frumoase, știi de ce? Pentru că deja ele la tine în creier s-au născut. Când un bărbat îi zici lui femeie să iubi, iubita, iubirea mea, frumoasa mea, la el în cap deja creierul a copt, sau copt lucrurile astea în cap. Și când cineva îi spune, n-ai minte în cap, uite că parcă ești, știi? Tu nu poți să zici că lui e întâmplător, și Doamne, nu te uita la mine că eu am un saltul. E întâmplător, mi-a ieșit. Nu. La tine, undeva în creier, tu le-ai lăsat să se coacă. De atâta tu, totdeauna, vorbești urât cu ea. Sau invers, tu ai lăsat să se coacă. Creierul tău a plecat în safe și tu ai lăsat să se coacă o mie de nebunii. Spune, Doamne, vreau craniul ăsta să fie spălat, să iau de aici și spun înapoi în safe. Din safe, spun înapoi. Amin? Amin. Încă un lucru, tot cu creierul, să fiți foarte atenți. Ține minte asta, cine e autoritate pentru tine? Tu ca el vei deveni. Sau pe el îl vei urma. E drept sau nu? Țineți minte copii. E că copiii mănâncă orez cu lapte și plăcinte la mama, dar el a crescut. Și îl vezi blând, ginga, și vin neamul și spun, băi, seamănă cu tata. E tăcut ca tata, da? Când plânge, seamănă cu mama. Nu, am glumit. Da. Da. Când taci ca tata, când plânge ca mama. Și zici, măi, ce copii aveți, wow! Dar de o minune! Așa copii să ai și să ai. Mulți spun așa, da? Nimeni nu știe ce se întâmplă când neamurile pleacă. Ok. Și acum tu, te uiți copilul tău stă la televizor. Acum vorbesc despre un pic despre lume, dar fii și tu atent. Fii atent la ce se uită copilul tău. Și el vede acolo Rambo. Da? Copilul deodată se trezește în el un eroism și ce face el? El vrea să devină ca Rambo. El merge pe drum când nimeni nu-l vede, știi? Cu geanta în spate. Da, da, voi râdeți, dar asta e adevărat. El merge... S-a uitat despre un șmecher care merge printr-o pușcărie cu pantaloni pe fund. Și el vrea să devină creierul lui, înțelegi, se concentrează asupra la autoritatea aia. Și când te uiți, nici buci n-are, dar își pune pantaloni pe, înțelegi? E urât. Acum știi ce se întâmplă. Da, 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 e urât. Am vorbit de copii, dar tu ești om mare. Tu ești om mare. Și vezi câteodată unul mai... Am fost și eu la gym vreo două săptămâni, trei. Nu se vede, da? Ok. Am fost la gym și acolo stătea unul. Eu țin minte din filmele alea cu Rambo că el făcea așa, știi? Cu pistolet. Făcea așa și apoi făcea așa. Dar Rambo avea mușchi.
Acum am văzut un englez, sau nu știu ce era el, om de 35 de ani. O crezut că nimeni nu-l vede, dar eu știți că noi a noștri vedem tot. O crezut că nimeni nu-l vede. Și mergând pe acolo, prin sală, cu niște mușchi așa, facem față la o oglindă, știi? Și după asta știi. Știi de ce? Pentru că... Numai mușchiul rămas pe el, creierul e acolo. Pentru că cine e autoritatea lui? El cu acela va semăna. El toată viața va merge să semene cu ăla. Pe ăla îl va urma. Acum, când Apostolul Pavel spune pășiți pe urmele mele, eu vă spun, vă întreb, e corect să pășim pe urmele lui Pavel? E corect să pășim pe urmele lui Hristos? E corect să pășim pe urmele unii altora dacă suntem în voia Domnului? Amin. E corect. Și acum, știi, este o vorbă, spune cine e prietenul și spune cine ești tu. O vorbă foarte adevărată, da? Dacă te uiți atent, oamenii se aseamănă când stau mai mult împreună. Și la noi aici, la Leighton, dacă toți suntem majoritatea lucrători, soție, eu spus la un frate, tu vorbești parcă ești Dima 2. Altul îmi spune mie. Fratele, eu zic, nu, eu sunt Dima 3, că altul e 2. Altul îmi spune mie, băi, dar acolo, când vorbești cu cineva de la Leighton, parcă toți sunt într-o minte. Da, noi ne asemănăm, noi ne copiem unul pe altul. Și anume, pentru că toți îl copiem pe Hristos. Noi vrem să-L copiem pe Hristos. Și când Hristos e autoritatea ta, tu o pui în față, creierul tău începe să se asemene cu Hristos. De atâta Pavel ajunge și zice, nu trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Nu mai am creierul meu, dar creierul lui Hristos trăiește în mine. Amin? De atâta, fii atent, cine e autoritatea ta? Și mie îmi pare rău câteodată când tinerii bisericilor nu prea au exemple. Tot exemplu câteodată bisericii, iese cineva mărucănuos acolo la amvon, îmi pare rău, dar spun asta, iese și frate și zonă, și tinerii se uită, măi, mai bine ascultăm de Rambo. Ăla măcar fuge, face ceva, dar ăsta doarme în fața la amvon. Înțelegi? Străduite ca Hristos să-ți fie autoritatea ta, exemplu pe care tu să-L urmezi. Amin? Și tu vei face ce face Hristos. Vei căuta bolnavi, vei merge și vei vesti Evanghelia. Hristos e primul evanghelist. El mergea și vestea Evanghelia. Amin? Noi când facem asta, Hristos spune, eu sunt cu voi. Eu tot asta am făcut, eu tot asta fac prin voi. Nu te teme. Fraților, cuvântul Domnului mai spune așa în Eclesiast 3:11. Spune, Dumnezeu a pus în ei gândul veșniciei ei. Om bun, creștin, Dumnezeu a pus în creierul tău gândul veșniciei ei. Diavolul de atâta vrea să-ți bagi creierul în safe, ca să nu te mai gândești la veșnicii. Când cineva vine la tine și îți spune, eu nu știu dacă o fi acolo ceva în cer, tu deodată să știi că creierul lui în safe. Pentru că normal, natural, oamenii știu și cei mai lumești știu că există ceva după. Sigur ceva există, chiar dacă Biblia n-au citit-o. Ei știu. Pentru că spune Solomon, Dumnezeu a pus în ei gândul veșniciei. Cât de lumesc n-ai fi tu, cât de curvar și de murdar, tu știi că există ceva după. Și când erai în lume, fiecare din tine, tu știai că ceva există. Și chiar uneori te temeai să dormi. Chiar dacă erai lumesc, tu știai că ceva există. Au pus în ei gândul veșniciei. Tu ai gândul veșniciei. Păi du-te și lucrează împreună cu Dumnezeu la mintea altora, ca Dumnezeu să le schimbi mințele. Amin? Au pus gândul veșniciei. Cum eu pot să-mi antrenez gândul meu? Spune în Coloseni 3:2. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Amin? Gândiți-vă la lucrurile de sus. Când tu îi spui lui soție,
Când o să mergem la Domnul, ce frumos o să fie. Și ea să zică, da, îți închipui ce casă să avem noi acolo. Nu, ei nu se gândesc la lucrurile de sus, ei se gândesc la este de jos. Noi casă nu avem. Robinetul nu lucrează la noi. Și tot numai pe jos, numai pe jos, numai pe jos. Domnul vine și... Tu sus când ești te gândești. N-am timp, amă. Diavolul zice, n-ai timp, vin încă. S-a dus gândul veșnicii, stă acolo în safe. Gândește la lucrurile de sus. Amin? Amin. Amin. Ultimul loc, care îl știm toți în seara asta, o să fie din Efeseni, capitolul 4, cu 17. Și după asta o să mulțumim Domnului. Hai să deschidem la Efeseni 4, cu 17. Apostolul Pavel vorbește asta. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. La făgâni tot acolo. Având mintea întunecată. Fiți atenți, uitați-vă aici. Știți cum e mintea la păgâni? Și cum era la noi până ne întâlni cu Hristos? Tot era întuneric. N-aveai ce lua de acolo. Eu serios, eu câteodată stau și mă uit când se strâng oamenii lumești, da? Cu brățară de aur pe mână, tot. Da, poate cu niște burți mari, stau acolo cu femeile lor. Și n-ai ce lua de la ei, tu care ești duhovnicesc. Stai și asculți, toți râd, dar tu începi a plânge. Și măi, ca păgâni, mintea întunecată. Fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află urma împetririi inimii lor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar noi, dar voi, n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care strică după poftile înșelătoare. Și să... Hai, citim versetul 23 tare. 2-3. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Cum poți tu să ieși din safe? Adevărul. Cum tu poți să scoți creierul din safe? Adevărul. Da, dar eu n-am gust să citesc Biblia. Sorry, tu încă ești în safe. Pentru că ca să ieși din safe, trebuie să iubești adevărul. Amin? Amin. Fraților, eu mă bucur că Dumnezeu ne-a scos creierul de la toți din safe. Și acum, diavolul a rămas numai cu safe-ul. Pentru că creierul tău e la tine în cap. Și tu acum, ca să-l păstrezi, trebuie să te gândești la lucrurile de sus. Ca să-l păstrezi, trebuie pur și simplu să iubești adevărul. Ca să-l păstrezi, trebuie să faci voia lui Iisus. Amin? Și diavolul rămâne cu safe-ul. Și eu vă spun ce face diavolul când rămâne cu safe-ul gol. El toată viața, diavolul, toată viața, ține minte asta, va îmbla cu safe-ul din urma ta. Pune-l înapoi, te rog. Te rog, pune-l înapoi. Ca un leu care răcnește. Pune, te rog, înapoi. Dar să tu te întorci și spui, eu sunt biruitor prin sângele Domnului Iisus. Diavolul zice, măcar un pic, bag un colț din creierul tău înapoi în safe. Înțelegi? Tu zici, nu. Eu, creierul meu, îl îndal lui Iisus. Gata. Și apoi diavolul îl ia și se duce în altă parte. Tu știi? La Satan are un safe cât Londra de mare, plin cu creiere și încuiat. Acum noi, creștinii, care mergem înnoiți în mintea noastră prin Hristos, da?
Acum noi mergem și Iisus nouă ne-a dat cheile de la seiful lui Satan. Știți asta? Tu ai cheie de la seiful lui Satan. Tu te duci la oamenii lumești, ei stau în seif. Tu deschizi, ai deschis un pic, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Iisus e viu. Și ei, da, exact ca Marco, cum era Marco. Da, da, și în timpul ăsta când el spunea, da, 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 și tu spui, și Biblia spune că Iisus este viu. Da, cred, 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 cred. Și diavolul, a mai pierdut un creier. Cineva mai este cu mintea nouă. Apoi eu vă spun un lucru, creștinilor, eu vă invit pe toți. Aveți cheile de la seif. Și cheia de la seif e Evanghelia lui Hristos. Cuvântul ăsta deschide seiful. Iisus a intrat, spune că unde a intrat Iisus, îmi spuneți voi, că mormintele s-au deschis și au început să iasă afară. Tu ai cheile, du-te și spune și cheia e Evanghelia lui Hristos. Nu sta nepăsător. În primul rând, dacă ești om care stai cu creierul în seif, roagă-l pe Domnul să te ajute să-l scoți. Și după ce Domnul ți-a înnoit mintea, ți-a scos creierul din seif, cere de la Dumnezeu Duhului Sfânt ca să îți dea putere să mergi înapoi la seif, să-l deschizi, să iasă și alții. Să iasă de acolo și alții din seiful. Amin? Amin. Amin. O întrebare pentru voi toți. Numai nu te minți, spune drept. Creierul tău e în seif sau e la tine în cap?